Momentul mult așteptat pentru cei mici a luat sfârșit în această seară când luminițele de Crăciun în orășelul copiilor din Severin au fost aprinse. Aici, cei mici au fost întâmpinați de figurinele și personajele preferate și tot în parcul central, dar și în parcul tineretului, decorațiunile au fost o bucurie pentru toți severinenii. Începând de azi, cei mici se pot bucura de o întâmpinare ca în povești chiar din partea personajelor preferate. Luminițele în orășelul copiilor au fost aprinse în această seară, iar figurine și decorațiuni specifice îi așteaptă pe cei mici, dar nu numai, să se bucure de magia Crăciunului în ciuda situației epidemiologice pe care o traversăm. De când sunt aici de 36 de ani, n-a fost niciodată așa parc frumos, cu toate obiectele care sunt aici așa, luminițele și toate astea. Copiii sunt extrem de... avem foarte mulți copii în zonă, s-a făcut și parcul, s-a făcut și lângă fântână, lângă biserică, parc. Suntem foarte mulțumiți de ce a făcut domnul primar. Super de mulțumiți! Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a adus magia sărbătorilor de iarnă în rândul concetățenilor lui, după ce luminile și decorațiunile specifice de pe Crișan au fost aprinse ieri seară, iar astăzi cei mici se pot bucura de un loc special amenajat chiar pentru ei în parcul central. Orășelul copiilor poate să fie o rază de bucurie, o rază de speranță pentru noi toți. E foarte frumos, ne place și nouă, adulților. Luminăm puțin aceste zile de sărbătoare, suntem și pe Crișan cu pomul de iarnă, iluminatul festiv în oraș, am dat drumul. Eu zic că cel puțin de la nivelul primăriei sperăm să aducem o rază de bucurie tuturor severinienilor și tuturor celor care vin în oraș în această perioadă. Sunt convins că o să vină și cei care sunt peste hotare, de sărbători vin foarte mulți români acasă, severinieni, mehedințeni și sunt convins că o să le placă ce văd în municipiul Drobeta Turnu Severin. Trebuia să fiu alături de Marius pentru că sunt foarte mulțumit de ceea ce a făcut și a păstrat obiceiul din anii trecuți și a făcut o mare bucurie copiilor din municipiul nostru pentru că după ce că nu se mai duc la școală și se chinuie de acasă cu școala online, măcar acum să aibă o bucurie și chiar am constatat pe fețele multora dintre copiii pe care am văzut în seara asta așa o bucurie de nedescris, chiar și pe echipul părinților sau bunicilor. E adevărat, n-au mai venit într-un număr atât de mare, asta și din cauza frigului, dar și din cauza pandemiei, a reținerii părinților sau bunicilor de a mai ieși din casă, însă totuși ceea ce a realizat primarul Marius Creciu aici este un lucru extraordinar și mă bucur că totul este foarte bine. De asemenea, luminile festive au fost aprinse și în Parcul Tineretului. Locuitorii acestei zone și nu numai se pot bucura de magia sărbătorilor și aici. Magia sărbătorilor de iarnă o regăsim cu siguranță în sufletele tuturor severinenilor de orice vârstă, iar acum cei mici pot avea zile de poveste alături de personajele preferate într-un orășel al copiilor plin de lumini.